PSD-ul care nu l-a dat pe Klaus Iohannis, de ce blochează legea de transparentizare a cheltuielilor foarte de la rău, Cotroceni? Foarte rău face. Foarte rău face. Da, foarte rău. Haideți să spunem și acest lucru, da. Că Klaus Iohannis își ascunde cheltuielile de la Cotroceni. A cheltuit până acum și a o... Să nu greșesc cifra, cred că erau vorba de 6. Oricum, am urmărit... Ceva imens. Da, ce imens și s-a suplimentat bugetul de cheltuieli pentru transporturi. Singurul șef de stat din Europa care merge cu avion privat de lux. Se poate, etc. Pentru că PSD-ul protejează. Da. Numai că nu spuneați asta acum 4 ani. Știți? Spuneați altceva. Acum 4 ani Klaus Iohannis nu făcea ce face acum. Haideți că făcuse sau nu făcuse nimic. Sau la nu. Început chiar erați trimitea și informații lucru. Presei legate de cheltuielile de la Cotroceni, ceea ce nu mai face acum. Nu știu, e ciudat să văd USR-ul că se spală pe mine sau că îl critică pe Klaus Iohannis câtă vreme l-a susținut. Nu l-am susținut. E o diferență. Nu. Noi l-am susținut la prezidențiale pe Dan Barna. Dan Barna a luat locul 3 la prezidențial. Dan Barna a ieșit din cursă. Și am avut de ales în turul 2 între a-l susține pe Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă și am ales răul cel mai mic. Cum de altfel, eu personal, nu știu dacă și alți colegi, eu asta voi face de fiecare dată. Am fost la vot și în 2000, nu mi-a plăcut ce am votat, dar nu pot să las un risc mare să crească și din neimplicarea mea. În 2000 l-am votat pe Iliescu pentru a nu ieși Vadim. Dacă România, eu sper să nu mai ajungă, va mai ajunge în situații asemănătoare, am să procedez la fel. N-am să votez niciodată un extremist pentru o poziție mare în stat.